Centru Timișoare. Alee cu personalități. Am observat că nu e nicio femeie. Doar din când în când câte un bărbat pletos. Și atât. Și ziceți că nu-s discriminate femeile? Dacă n-ați avut până acum niciuna în istorie pe care s-o puneți în față, căreia să-i faceți monumente, cum o să încurajați o majoritate a populației, că femeile de regulă în toate societățile sunt cam majoritare, cum o să încurajați să-și cunoască drepturile și să ceară respectarea lor, ca să asigurăm egalitate de gen? 50 de căpățâni de bronz. Asta nici nu are placă și nu știm cine. Și toate sunt de bărbați. Ion Românu. E timpul să revizuim. E timpul să compensăm. E timpul să scoatem femeile în față până când obținem echilibru. Mâine în Timișoara, poi mâine în toată țara. Luptăm cu inegalitatea de gen și de alte feluri.